Un grup de colindători, ei sunt din Provița, se cheamă Vestitorii, au venit să vă aducă vestea nașterii Domnului Iisus Hristos. Elevii sunt instruiți de profesorul Chiric Iustina, sprijiniți de Consiliul Local Provița. Le mulțumim! Da? Sărut bună! Din Găiești? Știți cine s-a născut în Găiești? Da. Marele nostru naist, Gheorghe Zanfir. Da, mă bucur foarte mult. Eu sunt asistentă la dializă, la Târgoviște. De la ședința de dializă, vinem vrea să-și facă o surpriză, să-și facă o plăcere. Eu i-am făcut o surpriză aducându-l la spectacolul noastră. Are viață de la 3 ani. La 18 ani a dat la medicină, a vorbit în anul 2. Iar de 6 luni ai intrat în dializă. Vreau să cred că muzica mea vă ia din are. Da. Vă mulțumesc frumos pentru flori. Eu vă mulțumesc din suflet pentru tot ce faceți pentru noi toți. Îmi face plăcere. La care e numele? Nicoleta. Nicoleta? Da. Aveți nume de sfânt. Vă doresc sănătate, să fiți fericită și cântecele mele sper să vă aline sufletul. Mi-a spus doamna că cântați foarte frumos, că aveți o voce frumoasă. Asta rămâne de văzut să spuneți noastră. Da. Dar spuneți-mi, ce simțiți atunci când cântați? Sau când ascultați un cântec mai special, așa? Cea mai mare bucurie este atunci când cânt și pot să încânt sufletele oamenilor. Haideți, eu vreau să vă ascult. Aseară pe însărate, Fecioara Maria, învit la încetate, călătorind venea, și fiind căuta în viflagin mare, nimenea n-o primea. Atunci sfânta Fecioară din viflagin ieșea și intrând într-o coiată de vite poposea și printre dobitoace pe fânul ce Sfânta Fecioară, născuse pe Hristos, micuțul Iisus Sfânta, Maria Mântuirea, plânge vrea, iubite, căci tu cunoști lumea și lumea asta mare prin tine s-a zidit, prin tine și prin tine și
aplauze pentru Nicoleta.